decursul acestei luni, reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj desfășoară controle la spitalele din orașele Turceni și Rovinari. Luna aceasta se va finaliza la Turceni și sperăm ca și la Rovinari să reușim să finalizăm luna aceasta. Fiind spitale, durează un pic mai mult, dar în funcție de și ce găsim acolo, le și finalizăm. În lunile ianuarie și februarie, atenția reprezentanților Casei Județene de Asigurări de Sănătate s-a îndreptat către Spitalul Județean, Serviciul de Ambulanță Gorj și Asistență Medicală Primară, unde au fost efectuate o serie de verificări. Neregulile găsite la SJA Gorj au constat în raportări greșite, sumele imputate ajungând la aproximativ 6.300 de lei. În februarie s-a efectuat un control mai amplu la Serviciul de Ambulanță Gorj, și unde au existat niște probleme și au existat sume imputate de 6.300 de lei. La ambulanță s-au găsit două tipuri de raporte greșite, una când era vorba de vătămări și nu trebuiau decontate prin noi și altele de transport la cerere, care de asemenea nu trebuiau cerute decontarea către Casa de Sănătate, plus o amendă de 1% din valoarea unei luni de contract, adică în jur de 10.000 de lei. Și la Spitalul Județean Gorj au fost imputate sume destul de mari, în urma controalelor făcute de reprezentanții CEASE Gorj. La Spitalul Județean, bineînțeles că au fost și acolo sume imputate, iar faptul că a fost al doilea control în anul de contract 2012, sancțiunea a fost a doua, după 1% fiind prima sancțiune, s-a trecut la 3% din valoarea unei luni de contract, iar faptul că Spitalul Județean are și valori de contract foarte mari cu noi, s-a și ajuns ca suma imputată numai prin acea penalizare de 3% să fie destul de mare, în sensul că 3% din suma pe lună a depășit 100.000 de lei. În perioada următoare, farmaciile vor fi cele care vor fi controlate chiar și în mod inopinat. În general, neregulile găsite la aceste unități sanitare nu sunt grave, după cum declară președintele CEASE Gorj, Daniel Bondoc. Pe farmacii nu au existat probleme, sumele imputate au fost foarte mici. Luna aceasta o să avem încă două farmacii în control și plus controlele care le facem în mod inopinat, care nu le anunțăm înainte.